Doamnelor și domnilor, să primim cu aplauze puternice pe Teodora Nedelcu! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Teodora și mă bucur să fiu aici în seara asta. Tot mai veselă! Mulțumesc! Am venit în seara asta cu două vești la voi, una bună și una proastă. Vestea bună este că toți o să murim într-o bună zi. Doamne, ce bună o să fie ziua aia pentru unii! Chiar dacă nu neapărat pentru tine, ăla care mor, dar pentru alții, sigur o să fie. Și știu că poate părea nedrept, că poate mai aveai multe de făcut și de văzut, că poate n-apucasei să minți și tu în fața altarului că da, doar pe el o să-l iubești toată viața. Sau n-ai apucat să-ți vezi copilul crescând măcar până la vârsta la care să-ți spună prima dată: mama, te urăsc. Sau că n-ai apucat să-ți iei și tu o casă la care să plătești 30 de ani. Acum înțelegeți de ce nu se aprobă toate creditele. Au și băncile Dumnezeul lor, care știe dacă mai apuci sau nu să acoperi creditul. Eu nu vreau să vă sperii, dar dacă ați aplicat de curând și nu s-a aprobat, e semn rău. Eu sunt un om depresiv, știu, wow, surpriză. În ziua de azi, cine dracu nu e? Eu mă gândesc că voi... Un depresiv profesionist nu are ce căuta la o emisiune de comedie. Știu, o să ziceți, da, dar tu ești depresivă și totuși ești aici. Știu, nu e ceea ce îmi doream, dar am 32 de ani, de-abia îmi plătesc facturile, iar mama încă îmi plătește ratele la bancă. Că mie mi s-a aprobat creditul. Eu, depresivă fiind, mă plâng foarte des că nu mi înțelege nimeni gândurile, dar nici nu le mai spun nimănui, și asta doar din cauza oamenilor optimiști. Și am realizat de curând că un optimist nici măcar nu este opusul meu. El e paralel cu mine. Că eu nu sunt pesimistă, eu sunt realistă. Iar dacă un optimist crede că fiecare zi e o nouă șansă, realitatea e că fiecare zi e o nouă șansă să mori. Și mă enervează oamenii ăia care privesc cu optimism în viitor și care au planuri deja pe următorii ani. Și mai tare mă enervează aia de-a dreptul exagerați, care vin la mine și mă întreabă: auzi, ce faci mâine? Bă, serios? Păi mai sunt 16 ore până mâine. Și am observat că în ultima perioadă Dumnezeu îmi trimite cât mai mulți optimiști în cale. Cred că vrea să mă ajute să ajung cât mai repede sus la el. Că n-am cum să nu mă enervez. Pentru că dacă eu îi spun unui optimist, spre exemplu, atunci când se instalează toamna, cât de oribil mi se pare mie anotimpul ăla, că atunci mă simt cel mai rău, că nu găsesc motivație pentru nimic, că ploaia aia și frigul ăla îmi dau dureri fizice și psihice, optimistul zice: ei, și ce dacă e frig, ăsta e semn că vine Crăciun. Bă, în primul rând, ce dracu zic eu și ce zici tu? Și apoi, e octombrie. Mai sunt 86 de zile până la Crăciun. Realist vorbind, 86 de ocazii unice să mori. Și care-i faza cu Crăciunul ăsta? Adică, ce te ține în viață până atunci? Doar gândul că mănânci sarmale și că vine Moș Crăciun? De-aia vină puțin cu picioarele pe pământ și gândește-te și cum ar fi dacă tu nu mai apuci Crăciunul ăsta. Dacă tu trăiești în minciună visând doar la cum o să vină Moș Crăciun, când de fapt Moș Crăciun are informații de ultimă oră și te-a și scos de pe lista lui. Sau ce mi s-ar părea mie personal și mai mișto ar fi dacă moartea ta ar fi cadou de la Moș Crăciun pentru altcineva. Știu, e dureros că cineva și-a dorit așa ceva. Mai ales că e mama ta. Dar cât să-ți mai plătească ratele? Acum, acestea fiind spuse, mai aștepți cu nerăbdare Crăciunul? Se mai simte în aer miros de sarmale sau... Da, sunt mort. Adio gust, adio miros. Și mă enervează încă o chestie la oamenii optimiști: faptul că nu sunt atenți la semne. Ei sunt atât de concentrați în a vedea frumosul din orice încât efectiv își riscă viața. Eu în viața asta doar după semne mă ghidez. Uite, spre exemplu, eu și iubitul meu nu prea ne mai vorbim, că nu avem ce să ne mai spunem. Suntem de 10 ani împreună, ce ar mai fi de povestit? Doar că într-o seară, așa de nicăieri, îmi zice: noapte bună.
m-am încremenit. M-am și enervat în același timp și m-am și panicat. I-am zis, ce a fost asta? Adică mi se pare mie sau tocmai ți-ai luat adio? N-am putut să dorm toată noaptea, de grijă ce a vrut să spună cu asta. În schimb, dacă ești optimist și primești semne clare, cum ar fi, te trezești cu pachet de la Măta în care ai cozonac și sarmale, colegii de la birou îți organizează Secret Santa și e iulie, tu ești, mamă ce tare, anul ăsta sărbătoresc Crăciunul de două ori, să mor tu, dar ce ai făcut să meriți asta? Dar cum de nu te gândești că poate ceilalți știu ceva ce tu nu știi? Dacă a dat Moș Crăciun spoilere. Și ăștia ai tăi când au auzit au fost, o, oh, ce veste minunată. Și mie asta mi se pare o veste tristă, faptul că Moș Crăciun nu există ca să poată să îndeplinească niște dorințe ca astea. Și în final vreau să vă las cu o chestie ca să înțelegeți exact diferența dintre mine, care sunt un om realist și unul optimist. Uite, spre exemplu, atunci când eram mică și eu, realistă fiind, exact ca un optimist, am mâncat rahat de pe jos. Diferența e că el l-a mâncat sperând că o să aibă noroc în viață. Eu l-am mâncat doar ca să mă obișnuiesc cu gustul vieții. Și cu asta vă mulțumesc, eu am fost Teodora, seară bună!